Dragule, nu te simți mai bine acum că l-avem pe ăsta mic și ne-am reunit așa în relația noastră? De ce ai dat drumul la cărucior? Pentru că vreau să renunțăm la copii. Știu că e prea târziu, dar am zis să-l am ca să încerc. Așa am făcut și cu laptele. Și nu... Nu îmi plac copii. Asta e așteptat. Ah, și am găsit pe altcineva. Cred că ordinea era inversă. Ești o usuratică. Ok. Era o problemă. Și eu cum o să mă descurc cu el, cu serviciu, cu să nu mai plec de drog, după cum vedeți și pe lista colegului meu, aceasta este a șaptea felie de tort pe care o încercați astăzi. Să știți că... adică o să am nevoie deja de un avans. Am făcut... Nunta asta este prea mult pentru mine! Doamnă! Ieri am fost să alegem roșii, doamnă! Și cum aveți? Roșii am fost să alegem! Și mie mi-a plăcut prima! Super! Prima mi-a plăcut! Da, da, prima era cea mai bună! Prima, doamnă! Pentru că a doua era absolut superbă! Să știți că totdeauna a doua rochie este mai bună decât prima! La fel cum a opta felie de tort este mai bună decât a șaptea! Ce prins lumânările se topește! Dar ce frumos arată și cu lumânările! Uite, iubita mea, uite cât de frumos! Nunta noastră o să fie minunată, o să avem un copil! Ne stau card! Ești la sau cald? Nu contează, iubita! Nu contează! Avem și cash! Avem și... A, știți ce card frumos avem? Avem! E cu poza noastră! Da, da! Cardul nostru! Hai să gustăm niște tort, poate, nu? Punguță de fârsecuri din partea asta! Uite-o, punguță de fârsecuri! Putem să avem un tort din fârsecuri? Sigur că puteți să aveți! Mă duc chiar acum și eu vorbesc cu doamna de la cofetărie și facem un tort numai din fursecuri. Excelent!